cântăm. Înspre școală ne îndreptăm, pentru că în fiecare zi pe ea o vom întâlni. Fiecare are o învățătoare, așa iubitoare cum am eu. Îmi spune într-una când să ridic mâna și să fiu ascultător mereu. Să trăiți. Căutăm și noi sărbătorită. Cine? Pe doamna Marioara. Doamna Marioara, ai o surpriză plăcută. Hei! Săruna! Bună ziua! La mulți ani! Suntem echipa surprize la domiciliu. Și astăzi pentru dumneavoastră avem o surpriză din partea cuiva. Oh, hai, poftiți! Te iubește foarte mult. Și au vrut să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru ei. Poate că vă spun zi de zi, mulțumesc, vă iubesc, dar au vrut să vă spună și astăzi, într-o zi de sărbătoare, într-o zi mai deosebită. Și credeți că ați putea fi cei care ne-a trimis la dumneavoastră? Hai, lasă-o! Păi copiii sunt aici și te la Miruna? Nu pot să vă spun mai multe decât, cred că așa e. Decât după ce vă citesc din felicitare. Haideți să vedem. Din partea cui veni. O să las eu tot aici. Zele pe nepregătite. Hai, Dimi, vin aici. Hai, vină lângă mine. Noastră. Astăzi, când în buchetul vieții ai mai adăugat un trandafir, noi, elevii dumneavoastră, vă dorim multă sănătate, fericire și toate visele dumneavoastră să devină realitate. Noi vă iubim extrem de mult, vă apreciem pentru munca enormă depusă în educarea noastră. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dea înmiit din ceea ce oferiți și să vă lumineze mereu calea. La mulți ani, doamnă! Cu drag, elevii clasei a doua. De la copilași și de la clasă. De la copilași și de la școală venim astăzi cu surpriza și cu darurile. Și noi mai avem o melodie, un mesaj frumos pentru dumneavoastră. Da. Mi-au trimis floricele. Floricele ce s-au... Eu m-am mai lipsit mai mult de la școală și ei s-au gândit să-mi trimită mie floricele. Vezi? Da? Doamna, n-avem voie să uităm ochișorii azi. Trebuie doar cu zâmbete. Chiar dacă ne-am mai certat,
mulțumesc. Chiar a fost o surpriză, nu mă așteptam. Sperăm că v-am adus o bucurie din partea lor. O bucurie imensă că ei se gândesc așa cum mă gândesc și eu la ei în fiecare zi și... Dar nu mă așteptam ca... Anul acesta au avut un cadou mai deosebit pentru dumneavoastră. Da. Bun. În primul rând te iubesc. Mulțumesc. Și îți doresc multă sănătate. Mulțumesc. Și să ai putere de muncă pe viitor, să duci multe generații. Da. Bun. Te iubesc. La fel de... Mulțumesc. Sunt băncuțe fiecare zi cu floricele în mână. Da, și astăzi când... Am lipsit o perioadă mai lungă de la școală, am avut un concediu. Am gândit că... Păi, doamna învățătoare, dacă este bună cu elevii și iubitoare, la fel sunt vor fi și deosebiți. Ei. Sunt copii deosebiți, adică toți sunt copii deosebiți și vezi că... Întotdeauna copiii oferă și... ceea ce primesc. Întotdeauna. Da, sigur. Învățătoare, și cum vă simțiți la 40 împliniți azi? Bine. Chiar am fost plăcut surprinsă, adică nu mă așteptam surpriză, chiar a fost... Vă zic, știu că îi fac ghidușenii zi de zi așa, cu floricele, cu ascuns după băncuțe, după tot felul de lucrușoare prin clasă, dar astăzi chiar nu mă așteptam. Să fie așa alături de mine cu un astfel de... Un mesaj așa frumos. Le mulțumesc și abia aștept să ne întâlnim și să mergem mai departe, așa cum ne-am propus. Bun. Să fie și sănătoși și să învețe bine. Bun, mulțumim frumos. Țipăm! 3, 2, 1 și yeee! Suntem veseli și cântăm, când spre școală ne îndreptăm.